Ajutorul de la primărie este în cuantum de 5 miliarde de lei vechi și va fi oferit în funcție de cazul sucevenilor cu o condiție materială precară. Astfel, cei care fac dovada că venitul pe membru de familie nu depășește 500 de lei pe lună, trebuie să se adreseze primăriei și vor beneficia de ajutoare sociale cuprinse între 200 și 400 de lei. În acest an deja am alocat un număr de 127 de ajutoare financiare. Sigur, fiecare a făcut ce a vrut cu bani, în sensul că dacă a vrut și-a cumpărat abonament sau i-a folosit pentru medicamente sau pentru încălzire. Deci rog pe cei care sunt într-o situație delicată, disperată, dar nu au mai mult de 5 milioane pe membru de familie să vină la primărie, că îi putem ajuta din punct de vedere financiar. Este un an greu, eu am fost și rămân alături de persoanele de vârsta a treia, în mod special, și de ceilalți care au situații deosebite.